Bună! Astăzi vă invit la un ostropel de iepure. Nu vă speriați dacă nu aveți carne de iepure sau dacă nu este pe placul vostru. Puteți să folosiți exact aceeași rețetă dacă doriți să o faceți cu aripioare de pui sau cu ciocănele de pui. Noi avem carne de iepure de la țară și este păcat să nu o folosim, mai ales că este bio și foarte sănătoasă. Pentru această rețetă am folosit 4 cepe medii pe care le-am tocat foarte mărunt. M-am folosit și de data aceasta de cuțitele mele preferate de la Samura, care se găsesc în magazinele Altex din toată țara și în online. Am încins apoi o cratiță de fontă în care am pus o lingură cu untură. Am prăjit foarte bine carnea de iepure pe toate părțile până s-a rumenit frumos. Apoi am dat-o afară din cratiță. Am adăugat ceapa măruncită pe care am călit-o cu puțină apă, mai mult înăbușită să nu ne facă rău. Am adăugat înapoi iepurile și am trecut la capitolul roșii. Am folosit suc de roșii, roșii din borcan și niște suc de roșii cu ardei capia, toate de la noi de la țară. Am adăugat desigur și sare. Pentru a face sosul mai gros și mai plăcut, am adăugat puțină făină, vreo 3 lingurițe cu niște apă și am adăugat o nuală. Desigur, usturoiul nu trebuie să lipsească de la un ostropel, aproape o căpățână, și sare, cimbru și piper pentru a completa gustul. Aici este o mâncare absolut delicioasă, vă recomand să faceți și voi. Este foarte, foarte bună, mai ales împreună cu mămăligă sau merge și cu piure. Este o mâncare perfectă pentru weekend, pentru toată familia și sper să o pregătiți și voi.